Constantin Moscovici s-a născut într-o familie de gospodari. Asta o știe oricine din satul Cărpineni. Mama Maria era moașa satului, iar tatăl, unul dintre cei mai văzuți apicultori. Costică deseori se sfătuia cu tatăl Iacob, în special când plecau la pescuit. Nu conta de-i vară sau iarnă, mereu își găseau refugiul pe un mal de lac. Toată lumea întreabă de ce pescuitul. Este un hobby de-al meu din copilărie. Tăticul meu era un pescar foarte, foarte bun. Îi plăcea deseori să mă invite la pescuit cu el. Și țin minte, am avut o undiță din stuh, simplă de tot, copană de la, luată de la o gâscă. Am aruncat și eu cu speranță că prind cel mai mare pește și într-adevăr l-am prins cel mai mare pește al meu în viață, primul pește. Tăticul se râdea și spunea, Iaca, pescarul a prins primul pește. Deci, probabil, sentimentele acestea se rămâie pe toată viața, în memoria mea, de ce că, în primul rând, mi-a plăcut însuși faptul că am prins primul peștișor de aur, eu așa-l numesc. Și cum orice peștișor de aur îndeplinește o dorință, Bada Costică și sora Nada i-au cerut să rămână prieteni nedespărțiți pentru o viață. Costea! Tăi, un răcnic îți pierde peștile! De când te știu permanent întârzi? Eu la ce oară ți-am spus să vii? La șarnic. Până la mine tu eu am prins pește de masă, ei acum s-au curit. Eu curăț, da? Da, pușini, eu sau cine. Ca întotdeauna? Da, ca întotdeauna se curăț. Iată și toată viața mai măgit și curăț pește. Trei simt cu aștii. Tă jălăvesc. Și peștele unde? Ia uite-l! Uau, ce de frumos! Ia, ridică! Iată așa întotdeauna. El prinde, dar eu trebuie să-l curăț. Piscuitul îi plăcea de mic copil. În obștel noi zile de odihnă, noi le petreceam pe malul Iazului, împreună cu tata. Eu mare pescar nu eram, dar mă ținem și eu de urma lor. Eram mici, ne-am dus pe jos într-un sat vecin, Hurjești. Dar era un frig și eu zic, eu mărcu voi. Să minte că eu duceam un scăunel mic, tot mergeam, așezam pe scăunelul și așa, tata. Hai odată, vreau să fii pescar, mergi mai repede. Noi eram doi în familie, da? Adică când sunt mulți lucruri, se repartizează, adică unul face ceva altul. Și practic eu eram cu lucruri prin casă, Costea mai mult pe afară. Era băiat harnic, cu minte, ascultător. Nu ieșa din cuvântul părinților. Mi-am amintit foarte multe cazuri legate de pescuit și chiar un caz foarte hazliu și interesant. Revista Corel a organizat un proiect unde au invitat mai multe vedete și oameni de afaceri la culesul roade. Ca un moment de competiție a fost și pescuitul. Nadia, hai că focul e gata, adă peștele. Vin! Noi peștele o prăjim așa cum o prăjă mama. Da. O tăvălea în făină de porumbă, nu mi? Așa. Cum măliguță și cum o jde. A să fie gustos acum. Și cum băhăruț de vin de casă. Da, făcut de mine. Da. Să mi-ai tot bunica noi când ne ducem. Da. Bunica, tata de fapt s-a născut pe malul Iazului, de asta ne... Și copilăria noastră, da, toată era în timpul de vacanță s-a trecut pe malul Iazului. Gata? Ia că rezultatul pescuitului. S-a primit foarte frumos. Vă poftim pe toți la masă. Vă poftim la masă.